Ardealul a avut mult de suferit sub dominația austro-ungară, dar și-a păstrat puterea și curajul ca în decembrie 1918 să se unească cu țara mamă. Într-un nou episod dedicat centenarului Marii Uniri, înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, punctează câteva aspecte legate de evenimentele anului 1918 desfășurate în zona Clujului. În desfășurarea evenimentelor din cursul anului 1918, pe lângă oamenii politici ai timpului și armata țării, Biserica Ortodoxă Română a îndeplinit un rol de seamă prin clericii și credincioșii săi mireni. 1 decembrie 1918 constituie momentul astral al românilor când Dumnezeu și-a întors fața către ei. Trecuse primul război mondial, cu necazurile, cu greutățile, cu încercările lui. Și zicem noi că, după toate calculele omenești, nimeni nu se aștepta la o asemenea realizare pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă românilor. Pentru că la 1 decembrie 1918 s-a făurit România Mare, locul pe care l-au ales făuritorii Marii Uniri a fost cel de la Alba Iulia. De ce? Pentru că acolo reușise pentru puțin timp Mihai Viteazul la 1600 să facă prima unire a românilor. Și atunci locul acela a fost ales. Făcând o paranteză, Mihai Viteazul, care a fost ucis în 1601 și a fost îngropat acolo, pe câmpul Turzii, lângă Turda de astăzi, Mihai Viteazul rămâne un prim simbol al unirii. Iar unirea cea mare de la 1918, am zis, este ora astrală pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă românilor. Unirea din 1918 a deschis orizonturi noi pentru întreaga țară, dar mai ales pentru românii din vechile regiuni reîncorporate în țara mamă. Și aici vom găsi mulți participanți la marea adunare de la Alba Iulia, care au tresăltat atunci de bucurie. Iar după 1 decembrie, porțile libertății s-au deschis pentru românii din Transilvania. Clujul a devenit ceea ce este datorită unirii celei mari. Atunci, la 1 decembrie, delegați de peste tot și de în această parte de țară au fost prezenți la Alba Iulia. Nu uităm că cel ce va fi primul reorganizator al vieții bisericești ortodoxe din Cluj, episcopul Nicolae Ivan, și el a fost un participant la Marea Unire. Au mai fost și alții. Și protopopul martir Florea Mureșan și părintele profesor Liviu Galaction Munteanu, și el martir, a fost contemporan cu 1 decembrie 1918 și mulți, mulți alții. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a deschis porțile Clujului intelectualilor de mare, mare valoare. Universitatea, numită atunci
Universitatea Ferdinand, Universitatea Babeș-Bolyai de astăzi, atunci la început, a avut niște corifei extraordinari. Și Vasile Pârvan, în discursul de deschidere al universității, subliniază datoria vieții noastre, au fost și mulți alții. Și părintele Ioan Lupaș, academicianul, participând la Marea Unire, ajunge profesorul universității de aici. Și apoi mulți, mulți alții, lângă bisericuța noastră străveche, de pe strada Bisericii Ortodoxe, de din afara zidurilor, să desfășura toată viața românească înainte de Marea Unire. Ei, în acea casă parohială în care a locuit părintele martir Florea Mureșan, se adunau mulți. Lucian Blaga, Victor Papilian. Puțin poate știu că o vreme Lucian Blaga a fost membru în Consiliu Parohial de la parohia de pe strada Bisericii Ortodoxe. Când după 1 decembrie 1918, pe data de 12 decembrie, o delegație de 5 bărbați reprezentativi vor prezenta regelui Ferdinand actul de unire, din această delegație făceau parte viitorul patriarh Miron Cristea, episcopul Iuliu Hosu și 3 civili, Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voievod și Caius Bredicianu. Toate aceste personalități consemnate de istorie ne umplu inima de bucurie celor care iubim această țară și celor care dorim ca această celebrare de 100 de ani să se desfășoare așa cum trebuie. În cursul acestui an, când sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire din 1918, au loc manifestări în întreaga țară care pun în valoare evenimentele și pe făuritorii Marii Uniri din 1918. Noi aici, pe plan local, vom face și noi câte ceva. Lucrul cel mai important de la Cluj cred că este sfințirea Bisericii Mănăstirii Mihai Vodă. E totuși o subliniere cu caracter național referitor la ceea ce s-a întâmplat ca o avantpremieră a Unirii Celei Mari de la 1 decembrie, pentru că Mihai Viteazu, atunci la 1601, a unit cele 3 țări românești. Și această mănăstire pe care a început să o ridice mitropolitul Bartolomeu Anania, iată că se termină acum. Și ea este un simbol al Unirii Celei Mari, mănăstirea Mihai Vodă. Apoi, alte lucruri vor mai fi legate tot de celebrarea aceasta de 100 de ani, sfințirea bisericii, schimbarea la față de pe Bulevardul Eroilor, inaugurarea celor 2 statui din fața catedralei, tot legată de această prăznuire, statuia ctitorului catedralei, statuia lui Nicolae Ivan, episcopul acesta deosebit, titor de anvergură, a lăsat catedrala, a lăsat Biserica Sfântul Nicolae, a lăsat această reședință, a întemeiat Facultatea de Teologie, revista eparhială și câte altele. Deci, în fața catedralei vom inaugura statuia lui și statuia mitropolitului Bartolomeu Anania. Mai multe informații despre unirea Ardealului cu țara mamă la 1 decembrie 1918 veți putea afla din filmul documentar Unitatea de neam și de credință a românilor, difuzat în curând la Trinitas TV.